Bună, Marian, ce faci? Ce e pe la Târgoviște? Sunteți acolo aproape de play-off? Bună, ce să fac? Acum m-am trezit că am ajuns aseară destul de târziu de la Mediaș. Cum să fie? Momentan nu prea bine. Avem trei înfrângeri și asta ne doare. Dar încercăm să ieșim din această pasă proastă și să ne ridicăm mai sus în clasament. Bun, interviul ăsta ți este dedicat ție, așa că vreau să vorbim un pic despre începuturile tale în fotbal. Spune-mi, te rog, cum ai început fotbalul, unde, de ce? Păi am început fotbalul la mine în satul natal, în Urziceanca, în Comuna Ciocănești, la Liga 5-a. Pe atunci nu aveau portar și un prieten de-al fratelui meu care juca la echipă mi-a spus să mă bag în poartă și așa am intrat. Și ai rămas în poartă, n-ai încercat și alte posturi, nu? Nu, am rămas în poartă și pe la vârsta de vreo 13 ani jumate am venit în probe la Chindia, la juniori. Am rămas și de acolo în continuare progresul meu. De atunci ai rămas la Chindia și ia uite cum ai ajuns tu până în Liga 1 tot cu Chindia, nu? Tot cu Chindia, 7 ani jumate, tot cu Chindia. Ai avut un idol, ceva de mic? Îmi plăcea Tătărșanu din România, chiar foarte mult. Și din afară am mai mulți preferați, Manuel Neuer, Ter Stegen, Ederson, Și când erai mic, încercai așa să-i copiezi sau ceva de genul ăsta? ca să spun, când eram mic, prietenii îmi spuneau micul Tătărșanu. Aduce așa un pic cu el, să știi. Da. Și spune-mi, de ce fotbal? Adică, nu știu, de ce nu ai ales alt sport? Uite, dacă tot ți-a plăcut în poartă, de ce nu handbalul? Păi nu prea aveam unde să practic handbalul decât fotbalul îmi era la îndemână și mi-a plăcut de mic să mă joc cu mingea, să joc fotbal și ăsta a fost un motiv foarte important în alegerea acestui sport. Ai debutat în Liga a doua cu Chindia pe la 16 ani, dacă nu mă înșel, și apoi, la scurt timp, cred că nou, pe la 19 ani, deja în Liga 1. Nu îți mai aduci aminte debuturile astea, cum au fost, ce ai simțit în momentele alea? Da, la Liga 2 am debutat la 15 ani și 7 luni contra Reșiței. Am câștigat cu 7-0. A fost un meci ușor. Nu Și prea ai văzut mingea. da, nu prea țin minte că era pe o ploaie, terenul era greu. Și la Liga 1, da, aveam 19 ani, aproape spre 20. Am debutat în meciul cu Mediaș 2-2 de la ei și țin minte că am apărat foarte bine meciul acela. Ai avut un antrenor care te-a influențat așa în mod deosebit? Sau o persoană în viața ta care te-a influențat mai mult Da. în carieră? Am avut doi antrenori, Viorel Moldovan și Dumitru Hotobo, care și-au pus amprenta asupra carierei mele. În ce sens? M-au sprijinit și m-au încurajat tot timpul că o să fie bine, cu domnul Viorel Moldovan m-a băgat în joc și când greșeam și îmi dădea încredere mereu. Dar care a fost cel mai bun sfat pe care l-ai primit de la antrenorii tăi? Să continui să muncesc și să cred în mine, pentru că a crede în tine este cel mai important lucru în fotbal. În 2018 ați pierdut promovarea atunci la penaltiuri, nu? La voluntari. Cum ai trăit tu acel moment, având în vedere că ai fost în poartă? Nu? Ți-ai reproșat ceva? Ai fost dărâmat în perioada aia? N-aveam ce să-mi reproșez pentru că eram foarte tânăr. La 18 ani jucam barajul de Păi promovare. tocmai de asta te întreb, că erai foarte tânăr și poate, nu știu, te afecta în vreun fel. E că am apărat chiar bine meciurile acelea două. Nu știu, acolo cred că și experiența și-a spus cuvântul la penaltiuri și s-a văzut asta pentru că voluntarii atunci aveau jucători cu experiență. Daniel Novac, Cernat. Nici nu mai știu cine mai era pe atunci. Și anul următor ați promovat, da? A fost sărbătoare mare la Târgoviște. Cum ai trăit acea experiență? Da, dacă nu mă înșel, după 21 de ani am reușit Da. promovarea. Da, a fost ceva
nemaiîntâlnit pentru mine, îți dai seama, prima dată când reușea să promoveze în Liga 1, multă lume era interesată de noi, suporterii veneau la stadion în număr mare, a fost o petrecere pe cinste. Cum ai sărbătorit atunci, să mai amintești? Țin minte că am rămas cu colegii în vestiar după un meci și mai țin pe la 1 am terminat și am plecat din vestiar de la, pe la 7 seara. Wow! Am trecut acolo, da, apoi am mers la familie și ne-am recuperat cum trebuie pentru ce a urmat. Ai păstrat ceva mănuși de la promovare sau, nu știu, de la un meci mai special? Nu, n-am apucat să fac asta decât tricoul, dacă nu mă înșel. Da, tricoul îl am acasă, cel cu care am promovat. Am înțeles. Și următorul an ai mers iar la baraj, nu? De această dată pentru menținerea în Liga 1. Iar baraj, de data asta v-ați salvat, nu? Cum a fost atunci? Da, ne așteptam acolo să ne menținem în Liga 1, pentru că diferența era destul de mare, după cum o simțeam noi în teren. Și nu mă gândeam nici o secundă că putem să retrogradăm. Dar ce ți s-a părut cel mai greu așa atunci, în acea perioadă? Faptul că noi veneam după mai multe rezultate nu tocmai bune și nu eram chiar cu moralul 100%. Dar am avut și puțin noroc cu pandemia și am încercat să profităm de această oportunitate. Acum ai devenit unul dintre cei mai constanți portari din Liga 1, să zic așa. Care crezi tu că a fost secretul tău? Am un antrenor cu portari care este tot timpul lângă mine și împreună cu el facem o echipă foarte bună. Bănuiesc că te-a ajutat și regula Under 21. La început, da, pot spune, mai ales la Liga 2, unde am avut foarte multe meciuri în care greșeam, și dar la Liga 1 tind să cred că m-am impus ca titular pentru valoarea mea, nu pentru că eram under. Dar totuși, tu ce părere ai despre regula asta? Pentru că ai văzut și tu, bine, la tine e mai bine că ești în poartă, ai văzut și tu cazul jucătorilor scoși din primele minute. Tu cum vezi treaba asta? Pentru că ești de partea lor, dar ești tânăr ca ei. Încerc să mă pun în pielea lor și nu, mie nu-mi place ce li se întâmplă, dar antrenorii știu cel mai bine ce au de făcut. Ei își asumă responsabilitatea pentru rezultate, ei știu cel mai bine. În momentul de față, care sunt obiectivele tale la Chindia? Păi, obiectivul meu personal ar fi să reușim să ajungem în play-off. Deși este foarte greu, mai avem vreo 8 meciuri în care trebuie să poate maxim și să apăr cât mai bine. Cum este Milson 2 în vestiar cu voi? Este un tip foarte calm, foarte educat. Are și momentele lui când ne ceartă și este nervos, dar ca fiecare. Dar este play-off-ul un obiectiv, adică poate fi un obiectiv real pentru Chindia Târgoviște? Bineînțeles. E normal că vă doriți, e normal, dar realist vorbind, poate fi un obiectiv? Bineînțeles, suntem acolo. Mai sunt puncte în joc. Dacă am demonstrat că suntem buni și că avem valoare, de ce nu? Care e cel mai bun prieten al tău de la Chindia? Pa, mai mulți, nu? Adică îți dai seama, sunt de 7 ani jumate la echipă. Cu majoritatea sunt prieteni foarte buni, dar așa, Mădălin Martac și Cosmin Atanasie. Nu vrei să-i superi, de asta nu alegi unul singur, recunoaște. Da, da, da. Dar de la echipa națională de tineret? Cu cine te înțelegi cel mai bine? Cu Darius Solaru, Kindriș, cu Dima aveam o perioadă foarte bună, cu Vlad mă înțeleg foarte bine, nu am nicio problemă. Majoritatea sunt băieți super și mă înțeleg bine cu toți. Că tot am adus vorba, ai debutat, da, la echipa națională de tineret la 19 ani, dacă nu mă înșel, cu Mirel Rădoi. Cum a fost? A fost un moment special pentru mine. Adică
Cred că orice fotbalist își dorește să îi se cânte imnul și să reprezinte țara lui. A fost un moment frumos pentru mine, dar din păcate ați pierdut. Da, acela da contra Danemarca. Ai păstrat și de acolo un tricou, ceva, de la debutul tău la națională? Da, și este la iubita mea tricoul. Foarte drăguț. Să-l păstrezi acolo bine, să-l pui în ramă. Da. Păi, e la ea acum, ce să mai fac, să-l iau. Nu e lei, dacă o să vă mutați împreună, dacă nu stați deja, să-l puneți frumos în ramă acolo. Stăm deja împreună. Bun, și apoi ai mai jucat la națională și cu Adimutu, nu? Da, contra Maltei. Acolo a fost o victorie categorică, ai luat doar un gol, dacă nu mă înșel. Cum a fost cu Adimutu? Care este diferența dintre cei doi selecționeri? Nu știu să spun o diferență, dar pot spune că amândoi sunt antrenori foarte buni și sunt doi antrenori de viitor care pot ajuta fotbalul românesc. Reușim să repetăm performanța generației trecute la un turneu final? Sperăm, noi ne dorim asta. Avem un grup unit, pot spune că suntem o familie frumoasă, jucători de calitate. Sperăm să scoatem maxim din aceste 3 meciuri din martie. Asta urma să te întreb, care sunt aturile noastre? O parte, cred că mi le-ai spus acum. Ce aturi avem noi în acest turneu final? Păi, suntem o echipă unită, avem calitate, muncim pentru rezultate și astea 3 sunt cele mai importante, pot spune. Cum vezi tu competiția asta cu Andrei Vlad în poarta națională de tinere? Tu spuneai că sunteți prieteni. Da, suntem prieteni. Pentru mine nu este neapărat o competiție. Care joacă trebuie să apere cât mai bine poarta echipei naționale. Pentru că, cum am spus, domnul antrenor își asumă rezultatele. Dar care crezi că sunt aturile tale personale în această luptă între ghilimele cu Andrei Vlad? Lupta pentru titularizare, să spunem așa. De ce, spunem sincer, fără o falsă modestie sau ceva, de ce crezi că ai meritat tu să fii în poarta națională de tineret? Nu știu dacă el fiind la Steaua acum are și o perioadă foarte bună. Eu am calitățile mele, el are calitățile lui, suntem portari diferiți, nu suntem același tip de portar. Dar faptul că el joacă la o echipă mai mare și se află și mai sus în clasament și este și într-o formă bună, și asta îl propulsează cu câțiva factori în plus față de mine. Uite că tot spuneai tu de Tătărușanu, și el și Pantilimon s-au retras de la echipa națională. Pe tine când te vedem la echipa mare? Să sperăm că de curând. Că tot Mirel Rădoi te-a debutat, da, la echipa de tineret. Uite, acum poate este cu ochii pe tine în vederea unei convocări la echipa mare. De ce nu? Da, trebuie să muncesc în continuare și rezultatele vor veni, sunt sigur de asta. Cu cât evoluțiile mele vor fi din ce în ce mai bune, așa și convocarea poate să vină cât de curând. Depinde totul numai de mine și de evoluțiile mele. Ai un mesaj pentru Mirel Rădoi? Păi, mulțumesc pentru cât m-a ajutat, cât am fost elevul lui la Under 21. Și sper să califice echipa națională la un turneu final. Bun, haideți să vorbim un pic despre viitor acum și o să te întreb direct. Când pleci de la Chindia? Încă nu știu, nu sunt oferte concrete pentru mine și momentan nu mă gândesc să plec de aici. Mi-e bine, dar poate cine știe, în viitorul apropiat se va ivi o oportunitate bună pentru mine unde nu trebuie să-i dau cu piciorul. Ce destinație visezi? Eu de mic mi-am dorit să ajung în Anglia, în Premier League. Îmi place stilul de joc, este cel mai frumos campionat din lume și acolo mă văd. Ai o echipă preferată din Anglia? Manchester City. De ce? Nu știu, pur și simplu îmi plac foarte mult. Deci dacă ar fi să îmi spui că ai un vis anume, acela ar fi să ajungi la Manchester City? Da, cam așa ceva. Ce părere ai despre Pep Guardiola? Ești mai degrabă fanul lui Pep decât fanul lui Jose Mourinho? Da, pot spune și asta. Îmi place foarte mult, este
probabil cel mai bun antrenor din lume. Și pe unde a fost și-a pus amprenta asupra jocului. Peste tot, și în Germania, și în Anglia, și în Spania, absolut peste tot. Se vorbește, nu știu, eu așa o chestie, că ca să fii portar, trebuie să ai această nebunie, știi, să te arunci după minge, să te tăvălești pe acolo. Tu cum ești așa ca om? Ești agitat? Ești liniștit? Nu, din punctul ăsta de vedere sunt foarte liniștit. Încerc să nu mă enervez, să rămân calm în orice situație și cred că asta mă ajută mai mult decât dacă sunt nervos și mă agit. Care crezi tu că este, cum să zic, secretul unui portar de succes? Adică ce trebuie să facă un portar în general și pe plan sportiv și pe plan personal să aibă succes? Pentru că, nu știu, din punctul meu de vedere, e puțin diferit la portari față de jucătorii de câmp. Păi ca să ajungi un portar de succes și să ai evoluții bune mereu, trebuie să muncești în fiecare zi, ca și cum ar fi ultima zi din viața ta, și să ai un psihic foarte puternic, să depășești momentele grele. Cum trăiești tu, ca un portar tânăr, momentele în care, nu știu, poate iei un gol care poate costa echipa, nu știu, 3 puncte sau o calificare sau, nu știu, chiar o retrogradare? Cum te montezi după momentele alea? Îți dai seama că nu-mi pică bine și mă enervez în sinea mea, dar încerc să trec peste cât de repede pot, pentru că un meci are 90 de minute și se poate întâmpla orice. Acum vreau să te provoc la un scurt Q&A. Spune-mi, te rog frumos, 3 lucruri fără de care nu pleci niciodată de acasă. Fixativ. Fixativ, perie și încărcător. Păi stai și telefon. Hai, 3. Filme sau seriale? Seriale. Și care este serialul tău preferat? Prison Break. Casillas sau Buffon? Casillas. Bine, tu mai devreme mi-ai spus de Neuer. Da, Casillas mi-a plăcut mai mult decât Buffon. Ce hobby-uri ai? Ce faci în timpul liber? Mă joc Counter-Strike. Te joci cu Alibek? Am câțiva prieteni la echipă și ne întâlnim 5 și jucăm contra altor băieți. FIFA nu te joci? Te joci doar FIFA, da, și... Care a fost, din punctul tău de vedere, cel mai mare portar român al tuturor timpurilor? Nu știu, pot spune că pentru mine Tătărușan. Adică a ajuns la un nivel foarte, foarte înalt și a avut și evoluții bune. Apropo de asta, fac o scurtă paranteză. Uite, lumea l-a criticat că s-a dus la AC Milan pentru că au spus că va sta pe bancă. Tu ce părere ai? Preferi să te duci la o echipă mare, dar știi că nu prea vei juca și să-ți aștepți rândul acolo, sau să te duci undeva unde știi sigur că vei juca? Important e să... Bine, la vârsta lui, nu știu cât de important e pentru el să joace, dar pentru cineva tânăr este mai important să joci decât să rămâi rezervă. Așa este. Mâncarea preferată? Pastele. Care este cea mai frumoasă amintire a ta din fotbal? Promovarea în Liga 1. Dar cea mai neplăcută? Ratarea promovării. Bun, era de așteptat, da. Care este prima ta amintire de pe un stadion? Îți amintești? Nu neapărat ca fotbalist, nu știu, poate ai fost tu când erai copil, te-a dus cineva din familie pe un stadion la un meci? Da, am fost la un meci de-al lui Dinamo acasă, dar nu mai țin minte cu cine. Eram foarte mic și de atunci mi-a plăcut clubul Dinamo. Deci prima ta amintire de pe stadion este din Ștefan cel Mare? Da. Și ai așa afinități pentru Dinamo? Da, îmi place foarte mult acest club. Poate cel mai mult din România. Au niște suporteri minunați și fac eforturi foarte mari pentru a ține clubul. Dar dacă ai primi ofertă în momentul de față, știind situația de la Dinamo, te duce? Da, m-aș duce. Chiar dacă riști să nu fii plătit cu lunile?
Da, aș risca asta. Pentru că este Dinamo. Bineînțeles, oricine ar vrea să joace pentru Dinamo. În final, te rog, un mesaj pentru suporterii echipei naționale de tineret. Să creadă în noi și să ne încurajeze pentru că avem nevoie și să fie convinși că vom da 100% pentru a merge mai departe. Iar pentru suporterii Chindiei că sunt ceva. Sunt ceva, da, să, nu știu, tot la fel să ne susțină indiferent de rezultate și să fie alături de noi întotdeauna. Eu îți mulțumesc mult de tot că ai acceptat invitația mea și îți doresc mult succes în continuare. Eu îți mulțumesc pentru invitație.